Stațiunea de cercetare și dezvoltare pentru legumicultură Buzău a organizat în premieră un eveniment cu totul inedit. Buzăenii au fost invitați vineri după amiază la o degustare de roșii produse în serele instituției, zeci de buzoieni sărind în ajutorul cercetătorilor pentru a descoperi cele mai atractive tomate. Asta e unul, da. Un. Și vă duceți la unul. Și completați mărimea, culoarea fructului. Și așa faceți la fiecare. Acesta. Da. Au fost supuse testării 40 de varietăți de tomate produse în serele stațiunii pentru o mai bună apreciere. Participanții au fost sfătuiți să mănânce pâine și brânză după testarea fiecărui sortiment de roșii. Apoi ei au avut de completat câte un chestionar. Deși vinișoarele astea verzi mie nu-mi plac. Cred că din soiul acesta iese un suc foarte bun. Și, e suculent, da. Și da, și pastă, buligon, cred că iese... Nu putea să-i dăm not. Mărimea fructului, culoarea fructului, fermitatea, suculența, gustul și aroma acestora. Vor fi notate cu note de la 1 până la 5, în care 1 reprezintă nu-mi place deloc, iar 5 îmi place foarte mult. Cei mai mulți participanți au căutat tomatele cu gustul roșiilor din grădina bunicii. Alții au punctat aspectul și dulceața roșiilor tip cireașă. Ne-au plăcut toate, chiar dacă și cele de culoare galbenă sau o culoare diferită, le-am privit cu scepticism, au fost foarte buni. Ce am eu impresia încă, dar repet, poate fi numai părerea mea, este că aceste portocaliști s-au păstrat cât de cât gustul pe care îl știam dintotdeauna, dar actualmente ce este pe piață și se numește roșie, chiar fosta inimă de bou, că nu mai e de bou, e nu știu cum numită, nu asta contează, nu merge. Eu spun ce nu trebuie să aibă, că în rest poate să aibă și gust de banană. Să nu aibă un gust amar, să nu aibă un gust amar după ce o mănânci. Indiferent că e castravete, că e roșie, cum să zice vorba românească, să nu rămână jigăraie pe gât. Da. În rest, fiecare soi, unul e mai dulce, unul e mai amar, nu contează, dar să aibă gust. Da, un gust foarte bun, dulce. Bun, foarte. Îmi place foarte mult. Se apropie de gustul pe care da, îl pe care îl căutăm noi, da, în general, dar nu mai găsim. Cum ar trebui să fie roșia perfectă, să-i zicem, pentru dumneavoastră? Da, să aibă gust bun, dulce, parfumată. Suculență, da. Degustarea a durat 3 ore. Aproximativ 60 de buzoieni au participat la eveniment, iar după o evaluare preliminară, un soi de tomată inimă de bou a obținut cele mai multe aprecieri. Andrada este o tomată aspectoasă, care are fructe sub formă de inimă, da, tipice. În mod firesc, ea face și fructe foarte mari, care pot depăși 500 de grame. Ea se remarcă printr-o textură cărnoasă. Deci simți pur și simplu că guști dintr-o tomată. Are și un conținut mare în licopen, care este un antioxidant care luptă împotriva radicalilor liberi. După mine, trebuie ca o roșie să aibă un raport zahăr-aciditate echilibrat pentru a avea gust. Sunt superbe, o roșie foarte dulce, o mănânci pe post chiar de desert la un moment dat și pentru asta recomandăm tomatele cireașă, dar când vorbim de o salată, trebuie să ai și puțină aciditate într-o roșie. Andrada este un soi deja omologat și se află în oferta de semințe și răsaduri a stațiunii de cercetare, dezvoltare pentru legumicultură din Buzău. Cele mai gustoase roșii votate de participanți vor deveni vedetele stațiunii. În viitor, cercetătorii din Buzău vor insista pe aceste soiuri, le vor crește productivitatea și ulterior le vor oferi grădinarilor, sub formă de semințe sau răsaduri, astfel încât să ajungă pe mesele tuturor românilor.